Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende cu Brawl Stars, iar astăzi vom vorbi despre prăbușirea Star Park-ului, cum a ajuns parcul să nu mai funcționeze, așa că, înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, pentru că m-ar ajuta foarte mult, așa că, haideți să începem! Vorbim despre Star Park mereu, dar absolut tot ce vorbim e din trecut, mai exact din anii 60. Mai există Star Park și în prezent? Ei bine, despre asta vom vorbi astăzi. Am vorbit deja de membrii Spiudului, cine sunt ei din cei pe care îi știm noi din Brawl Stars. În Investor Video, când ajung în clădirea principală, observăm că totul e pe cale să se prăbușească, că lumea e panicată, toți vrând să rezolve oricare ar fi problema aceea. Vedem în aceeași scenă și robotul mare din Boss Fight și Robo Rumble. Aparent, este scăpat de sub control. De cine? Știm deja că Pam creează mai toate invențiile din Star Park, așa cum repară și roboții în caz că au vreo problemă, știm asta deja din environmentul trioului ei. Ea, de asemenea, e și cea care a făcut live-ul lui KBRL, deoarece colierul ei este acolo. Revenind la Investor Video, robotul este scăpat de sub control din cauza ei, deoarece ea face parte din Spiud și vrea să distrugă Star Park-ul, lăsându-i ghidului destul timp să zică adevărul. După aceea, Amber și-a făcut și ea partea ei din planul Spiudului. La sfârșitul Investor Video-ului, vedem mult foc ieșind din spatele environmentului Retropolis. Amber a fost lansată în octombrie, fix în luna când pe fundal la UKBRL se auzea arzând ceva. Poate era chiar clădirea unde era UKBRL. Aici totul devine mai complicat, pentru că iar se împarte în două teorii. Dacă Spiud chiar a reușit să distrugă Star Park-ul, cum a reușit Star Park să refacă întregul UKBRL după ce a fost distrus? Aici intervine teoria pe care am spus-o în episodul UKBRL The Voice That Hears You, în care UKBRL The Voice That Hears You, adică UKBRL-ul refăcut de Star Park, este de fapt cel din trecut, arătând ce era în Star Park în anii 60. Dar poate însemna și că Star Park a supraviețuit și că au refăcut UKBRL-ul, învingându-i pe Spiud pentru totdeauna. Asta nu știm încă, dar, după recentele întâmplări, pare că Star Park încă trăiește, așteptând momentul potrivit pentru a acționa din nou. Cam atât am avut să vă spun despre prăbușirea Star Park-ului, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare. Vă mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare!